Bună seara! Bună! Eu dor vicepreședintele. Bine, dar le știm, n-ai? Am dat știm, am dat vezer. Comunitatul oficial. A, dar aici ceva? Da, aici la... De ce ocazie la Dej, doamna Udrea? Cu ce ocazie la Dej? Păi... În drum spre... spre Cluj, Napoca, am rugat-o să oprească și la organizația din Dej, Partidul Mișcarea Populară, și la organizația neguvernamentală. Iată-ne. Puteți. Au venit amul ăștia, pe primarul ăsta, doamna deputanță, doi domnul. Spuneți-vă și punctele, domnul viceprimar. Dacă lui, aici avem o parte despre membrii de la tinere, câțiva președinte pentru de la colegiul nostru. Vrem să vă prezentăm umilul nostru sediu, cam micuț, dar e foarte frumos aici, uite așa frumos aveți în spate. Aici funcționează și asociația Via Nova Domini, care se ocupă de copii care nu au posibilități materiale. Avem un număr de vreo 7 clase. Se predau o serie de instrumente, chitară, vioară, mandolină, suflătoare, pian și canto, desen. O să vă arătăm și clasele și ceea ce fac. Și dumneavoastră sunteți și în această asociație? Da. E foarte mult. Noi suntem fondatori. Aici e sediul nostru. Da. Mai umil e un sediu de ăsta de ținem, da, de lucru, mai micuț. Cum se desfășoară activitatea aici? Săptămânal, noi avem o ședință săptămânală care o facem, așa mai fac cei de la tineret. Din păcate, președintele de la pensionar nu a putut să vină, te pleca din localitate. Chiar am dat drumul la activitate. A fost prima zi de școală. Între sările care le folosim pentru pictură și pentru alte activități, aici se vede și engleză. Totul să... Ați cursuri la fel ca într-o școală? Deci, noi am pornit cam de 3 luni de zile. Deci, acum, de fapt, ar începe primul an de activitatea nostru. Se lucrează cu profesorii voluntari. Și încercăm să lucrăm după o programă. Nu e acreditată, nu e nimic de genul ăsta. Deci e înregistrată ca și asociație. Dar lucrăm cu copiii care nu au posibilități. Da. Deci după școală, cursurile se fac cam 3 zile pe săptămână. Deci chiar că are plac. Și astea tot respectate de tatăl meu. Deci chiar dumneavoastră, chiar nu s-am văzut că-și face copii. Nu. Copiii au un frate, practic. Copiii începând cu vârste de la 4 ani până la 10. 18 ani. Bine. Da, după aici pe 18 ani. Greu să legeți. Dar sunt superbe. Și toate tablourile care le vedeți expuse sunt mult mai multe pretate. Toate astea au fost văzute de un critic de artă care se ascensionate cu Julina. A fost critic de artă a doilea din țară sau primul de la Belearte din Cluj. Și el mi-a pus semnele să le semnez, cele care sunt. Dar sunt super. Mai avem și la birou la noi. Yeah, right.
Dar am unul mai frumos de casă de țară, mi se pare, da. Am unul la birou, dar nu m-ați văzut, care e însemnat de, de critul, criticul ăsta de artă. Dacă vrei și ăla, nu e o problemă. Place foarte mult, așa mi-aduce aminte de satul bunicilor, satul copilului. Da, ăsta este făcut în cărbune. În cărbune, da. Pare foarte frumos. Unde o să-l puneți? O să-l pun la birou, la sediul partidului, în sediul central în birou, să-l găsim acolo. Mulțumesc foarte mult. Mai alegeți un flor ceva. Poate, lăsați că poate nu e expoziție. A venit, am venit de tablou la viața. Să pună... Nu e o problemă. Să poată. Ce-au început copiii? Avem momentan un număr de 52 de copii care sunt cadru... Așa. Și astăzi s-au mai înscris încă 12, nu? Da. Cum se înscriu? Cum a ajuns să afle de... Păi... Noi am început o promovare, ne ajută foarte mult și presa de jană pe, pe chestia asta. Normal, fiind un oraș mai mic, ne cunoaștem destul de, de bine între noi și atunci aici promovarea merge mai mult din om în om, din relație în relație. Așa, sper toate, ne-au uitat și așa spunem. În casă, dar uitați, mai avem clădirea noastră și cum a fost compusă. Aici e o clasă de viola, unde studiază copiii. Acolo iară sunt niște tablouri care sunt excelente de tablouri. Dacă vă place... Asta e mănăstirea Nicula, cum arăta. Mănăstirea. Mănăstirea veche de la Nicula. La fel, aceeași. Da. Aici ai ceva tablou modernist, muzică. Deci în stilul care e acum asta. De Biserica Armeniască de la Gherma, în creier. Ba da. Nu știu. S-a mandat cu Notre-Dame. Notre-Dame, da. Sau Notre-Dame? Nu da. Mai. Da. Da. Acolo are un tablou cu Casa Ardelinească. Da. Ăla vi l-aș recomanda, pentru că are și aprobarea lui Lăptoiu, critic. Asta e biserică din Deș. Aici tot în creion făcută. Aici știți cine e? Jimi Hendrix. Ah, Jimi. Deci, să fie și muzica. Da. Aici sunt am pictat din Africa. Din Africa, da. Așa. De inspirație africană. Biblioteca care am început, sperăm să o dezvoltăm cât mai mult și să le putem dezvolta copiilor dorința de a citi din nou din cărți. Din cărți, da. Internet e mai ușor. Da. Bună seara! Bună seara! Bine v-ați găsit! Bună seara, doamne! Ea este fica mea. Este o frumoasă copilă. O ținu neapărat să vă cunoscă. Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc, Rada, vă mulțumesc mult. Ai, faci grofițe, l-au dat și tatăl. Mi părea foarte bine dacă reușea să ajungeți mai devreme, pentru că puteam să, puteam să-i vedeți și pe copil la lucru astăzi. Și era doar un frumos loc. Domnul viceprimar, văzut că domnul viceprimar. Aici avem doi băieți de excepție din altă comună. Să facă de altă. În comună vechi. 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 Dar avem un pic la cu partidul ăsta care a